Bun găsit, sunt Andreea Marin, iată ce afli azi la cafea. Firmele românești nu pun mare preț pe digitalizare. Certificatul de atestare fiscal este disponibil pe platforma SEAP. 10 investitori dețin în România terenuri agricole de 300 de milioane de euro, iar Bitcoin a atins un nou record. Ai primit cafeaua de la un prieten? Abonează-te în linkul din descriere. Mai puțin de 10.000 de euro, atât sunt dispuse 60% dintre companiile românești să investească în zona de digitalizare. O arată un studiu la care au participat aproximativ 400 de IMM-uri. Peste jumătate dintre acestea afirmă că au implementat o soluție de digitalizare în ultimii 3 ani, cele mai frecvente fiind soluțiile de contabilitate, pontaj, management și securitate cibernetică. Cele mai deschise companii spre digitalizare sunt cele care activează în domeniul telecomunicațiilor și ITNC. Principalele provocări ale antreprenorilor în ceea ce privește adopția tehnologiei sunt teama că ar putea pierde controlul asupra afacerii, dificultatea de a identifica corect nevoile de digitalizare, lipsa de consultanță și bugetul. 5 miliarde de euro este suma acumulată obținută de antreprenorii care au realizat unele dintre cele mai importante 50 de exituri din businessurile pe care le-au construit în capitalismul românesc. Analiza a luat în calcul doar exiturile totale, chiar și pe etape, nu și cele parțiale. 1663 de euro pe metru pătrat util trebuie să plătească în medie un cumpărător al unei locuințe în București în momentul de față, cu aproape 7% mai mult decât dacă ar fi achiziționat o proprietate similară la începutul anului trecut, arată datele imobiliare.ro. O locuință stă pe piață 35 de zile până să fie vândută. 74.400 de persoane fizice aveau la sfârșitul anului 2023 depozite de peste 100.000 de euro în bănci, potrivit celor mai recente statistici ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare. Valoarea acumulată a acestora era de circa 16 miliarde de euro. Reprezentanții companiilor care participă la licitații pot obține direct în platforma SEAP certificatul de atestare fiscală, care de regulă era obținut de la ANAF. Certificatul se va salva în secțiunea dosarul companiei aferentă ofertantului pentru care a fost emis. Agenții imobiliari vor fi obligați să aibă studii superioare, să susțină cursuri de formare profesională de minimum 180 de ore și să plătească anual o asigurare de răspundere profesională pentru a-și mai putea exercita meseria, potrivit unui proiect analizat de Profit.ro. Piața intermedierilor imobiliari urmează să fie supravegheată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care va putea suspenda sau amenda agenții imobiliari. Cursul lui Marius Ghena este un must-have atât pentru antreprenorii aflați la început de drum, cât și pentru cei experimentați, deoarece prezintă deopotrivă provocările cu care se confruntă companiile din perspectivă managerială, fie că vorbim despre management financiar sau management executiv, precum și cele ivite din raportarea la realitatea din piață. Marius analizează cu ajutorul exemplelor conceptele și componentele cheie ale unei afaceri, de la faza de startup până la transformarea acesteia într-un business de succes. Înregistrează-te aici și folosește codul de discount TRMCIA10 acordat comunității termene.ro. 10 investitori dețin în România terenuri agricole de 300 de milioane de euro. O cincime din totalul deținut de străini, arată o analiză Ziarul Financiar. Până acum, singura statistică despre investitorii străini dată publicității de Ministerul Agriculturii a dezvăluit numai naționalitatea străinilor care au achiziționat teren agricol pe piața locală. Sesiunea de depunere a cererilor de acord pentru finanțare în baza schemei de ajutor de stat Construct Plus 2024 va fi deschisă în perioada 8 aprilie-8 mai 2024. Firmele care produc materiale de construcții pot obține ajutoare de stat de maximum 50 de milioane de euro pe investiție. Bitcoin a depășit un nou record și a trecut în premieră istorică pragul de 71.805 dolari după ce autoritățile de reglementare din Marea Britanie au declarat că nu se vor opune creării de crypto securities în urma unor măsuri similare luate de autoritățile de supraveghere de pe alte piețe. Cea mai mare criptomonedă din lume a crescut astfel cu peste 4%.
Videoclipurile lungi de pe platforma X, fostă Twitter, vor fi disponibile în curând pe televizoarele inteligente, a declarat miliardarul Elon Musk. Revista Fortune a relatat că rețeaua de socializare X intenționează să lanseze în această săptămână o aplicație TV pentru utilizatorii Amazon și Samsung. Echilibrul dintre viața profesională și cea privată este adesea considerat esențial pentru un stil de viață sănătos și bunăstarea psihologică. Atitudinea unei țări față de muncă e importantă pentru cei care își doresc să se mute în străinătate, iar BBC a realizat un top al țărilor care respectă cel mai mult acest concept. Adam Grant, profesor la Wharton School of Business, consideră că este vremea să nu ne mai concentrăm pe talentul natural. Grant împărtășește din experiența sa. A crescut fără să simtă că e foarte bun la ceva anume și a găsit căi să o depășească pentru a-și atinge potențialul maxim. Echipele și relațiile eficiente și productive se bazează pe capacitatea de a comunica în siguranță și de a eșua cu succes. În acest episod din podcastul Think Fast, Talk Smart, Amy Edmondson, profesor la Harvard Business School, împărtășește perspective despre diferite tipuri de eșec și implicațiile lor pentru învățare și inovare. Știrile au ajuns la final, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și mâine la cafea.